Salutări băieți, salutări fetelor, bine ați venit la episodul 10 din Minecraft Feed the Beast în atelierul lui Tudor. Astăzi va fi un episod special pentru mine și poate și pentru voi. Vom începe cu un cu repararea arcului nostru Power 3 Infinity 1. Ne costă 18 nivele. Și o să și denumim în spiritul subscriberilor care au ajuns la numărul 51. Mulțumesc frumos tuturor care au făcut efortul să apese pe butonul de abonați-vă. Mă motivează foarte mult. Ce nume să-i dăm? Avem 50 de abonați. Asta înseamnă ceva mai bine decât o sală de clasă. Wow! Arcul. Opa, așa. What am I doing? Arcul de triumf. Arcul de triumf. Așa se scrie triumf? Cred că da. Arcul de triumf. Acest arc este dedicat tuturor subscriberilor mei. De fiecare dată când voi împușca un mob cu acest arc, o să mă gândesc la voi. Okidoki, să vedem ce mai... Să începem episodul 10, practic, să ne jucăm puțin Minecraft, nu? A fost puțin caving între episoade. Și am mai făcut niște modificări aici, nu prea mari. Nu prea am energie. Trebuie să rezolvăm problema cu... Wow, ce m-a speriat. Trebuie să rezolvăm problema cu energia. Cumva. Să mai aducem un solar panel sau chiar să facem, eu știu, altceva. Poate un geothermal așa pentru început. Nu știu, ne mai gândim. Dar astăzi vreau să fie un episod special. Am anunțat încă de la început. Să nu credeți că a fost doar vorba de un enchantment. Astăzi vreau să... Astăzi vreau să mergem într-o lume nouă și să ne jucăm cu niște lucruri noi. Vreau să mergem într-o lume magică. Și așa, lumea asta magică de care vorbesc eu... ce-am făcut? M-a aruncat ceva pe jos. În apă. Nu văd nimic, nu văd nimic. Găleata, gata, am văzut-o. Ok, hai să dormim mai întâi. Astăzi vom face un drum până în Twilight Forest. Nu am mai fost niciodată acolo, nu știu ce vom găsi. Știu, în schimb, că avem nevoie de mai multe lucruri înainte să mergem în Twilight Forest. Așa că o să-mi adun puțin ce am eu nevoie, că am mai multe planuri pentru acest episod 10. Și vom reveni într-o secundă. Am revenit cu filmarea, habar n-aveam că aveam și sunetul și și sound effects și muzica date la 100%. Le-am schimbat acum în normele normale. Avem nevoie de dirt, cred. Ok. Deci ce vreau să fac până la urmă? Ce căutăm aici pe insula asta? Aveți, vă gândiți la ceva? Vă gândiți la un indiciu? Ei, uite, albinuța. O să ne întoarcem și la albine, dar probabil în episoadele următoare. Dacă nu v-ați dat seama până acum ce am de gând să fac, să vă explic imediat. Este vorba despre un portal. Da, am uitat să iau flori. Mă întorc într-o clipă. Ok, revenim cu florile. Am trebuit, de fapt, să folosesc bone meal. Dacă vă puteți închipui că pe toată insula asta nu există nicio floare.
Și am un liliac. Da, s-a auzit încă o dată. Ce trebuia să fac acum? Unde e? Să lăsăm digger's bag. Miner's bag. M-a speriat, am crezut că am pierdut diamantul. Nu l-am pierdut. Nu se întâmplă nimic? Am făcut ceva greșit? Poate trebuie și aici. Digger's bag, digger's bag. Nu digger's bag, am mai făcut o dată aceeași greșeală. Miner's bag. Miner's bag, dragi prieteni. Hei. Hai. Nu se întâmplă nimic. Ok, fac ceva greșit. Ok, mai încercăm o dată, mai încercăm ceva. Posibil acum să meargă. Nu cred că avem voie să... Avem nisip acolo, ia să vedem. Tot nu. Nu ne-am văzut pe astea. Gata, ar trebui să meargă acum. Na, ia zici. Miner's bag, digger's bag. Dăm diamantul. Boom. Să mergem, să nu mergem. Eu zic să mergem. Hai să vedem, dragi prieteni, ce e în Twilight Forest. Din câte știu eu, e destul de înfricoșătoare pădurea asta. Și... Nu avem nici sabie la noi. Dar nici nu ne trebuie. Avem arcul. Asta pare a fi un labirint. Chiar la spawn. Ia uite ce creaturi. Berbeci. Poate... Wow! Și nu pot să-i omor cu asta? Ba da. Chiar foarte ușor. Pentru voi, dragi abonați. Pentru voi. Degeaba îi spune Twilight Forest. Uite unul verde. Ăla e mai puternic. Hai să nu trecem cu jetpack. Mergem un pic la... cobweb. Mamă. Chestii mișto. Și pepene. Pepene. Vroiam pepene. Perfect. Și de fapt și... Wow. O grămadă de chestii. Golden apple. Pleacă de aici. Periculos. Uite un arc. Pumpkin seeds. Chestii. Dar aici trebuie să vin cu... Hai să... mamă. Cât sunteți?
cam mulți. Hai să ieșim un pic din labirintul ăsta. Nu cred că suntem chiar pregătiți pentru asta. Wow, ce fi asta? Nu prea îmi place că avem portalul chiar aici lângă spawnerile astea. Wow. Ăștia se spunează mulți deodată. Și aici avem niște zombie sau ceva. Cred că o să ne distrăm o grămadă în Twilight Forest. Exact asta căutam. Un copac de ăsta mare. Ce se aude? Ce se aude? Se auzi ceva. De aici. Nu știu cât de deștept e să mă duc să văd exact despre ce e vorba, despre un schelet. Nu cred. Să aud păsărele. Nu, nu avem deloc torță, asta e problema. Wow! Dar din ce văd acolo, din ce creaturi văd acolo, cred că am ajuns unde vrem să fim. Chiar sub labirint. Par a fi multe resurse. Un fel de cave system, un fel de pește din lumea reală. Twilight Forest. Mamă, deci câte am pierdut? Trebuia să... Wow, și avem doi fix unul lângă altul. Perfect. Wow, iarăși sunetul ăla. Copacul ăsta face așa? Nu, e băieța și ăsta. Ba nu, altceva. Ce face sunetul ăsta îngrozitor? Voi erați? Ok, nu putem să stăm în tărăboiul ăsta, nu avem cum. Cred că o să trebuiască să, nu știu, să mergem sus. Nu, ce-am făcut? Cum... Mi s-au schimbat tastele pentru un motiv oarecare. Mă, dar urât mai faceți. Uite așa pe o cringuță de asta. Avem și portalul acolo. O să începe să ne jucăm cu un nou mod. Nu. Ui, nu cred așa ceva. Ok, o să iau o scurtă pauză, pentru văd exact care e treaba cu controlerile astea, că tot o să arunc chestii din mână când vreau să-mi schimb jetpack modul. Perfect, gata, am rezolvat-o. Uii. Da, asta e casa mea, asta e casa mea, mi-am găsit casa. Mi-am găsit casa în Twilight. Iupi. O să facem... O mică pădure. Nu. Trebuie să dăm gândece aici jos atâta trebuie să facem. În rest, toate bune și frumoase. Până una alta, dăm, nu chiar la minim, dar la 2, așa. Nu de altceva, dar... trebuie să avem. Dar o să facem un chest întâi. Craft. Facem un chest în care să punem toate nebunile astea de aici. Cei care s-au mai jucat cu modul pe care am de gând să-l arăt astăzi, probabil ați recunoscut deja câteva iteme. Luăm securea. Bun. Ce frumos. O să-mi fac o casă minunată aici. Și portalul ăla, da, va fi folositor până când dăm drumul la mașina timpului, după care nu-l vom mai folosi, ne vom teleporta direct în acest copac. La fel și cu Netherul, ne vom teleporta probabil direct în fortăreață. Dar până atunci... Acesta este... O să avem nevoie de jetpack de fiecare dată când venim aici. Dar nu contează, e ok.
Hai să facem și un crafting table, ca să fie făcut. Crafting table-ul o să-l pun aici. Ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de un... de niște lemn mai avem. De fapt de mai mult. Hai să facem aproape pe tot. Facem jumătate. Și niște half slab-uri. Ne pregătim un pic on camera. No harm in that. Avem nevoie de un shard de oricare culoare. Am luat water pentru că avem cel mai mult. Și o face primul nostru, prima noastră baghetă. Bagheta începătorului. Ha-ha-ha! Observați că acum avem o nouă bară lângă, în dreapta armurii, cu 0 vis. 0 vis. Și nu se încarcă. Asta e o problemă. Asta e o problemă mare. Dacă nu se încarcă. E o problemă foarte mare. Ah, se încarcă, se încarcă, se încarcă. Dar mai greu. Ceva nu mă lasă să-mi încarc bagheta. Acum vedeți că arată 6 vis. Mă rog, vis este energia practic care o folosește în Tomcraft. Dar nu vreau să vă stric, eu știu, surprizele pe parcursul acestui mod. Așa că încă nu vom vorbi despre vis. Vom mai aștepta nu prea mult. Vom mai aștepta puțin. Și primul item care vreau să fac este un cauldron, care îl voi pune undeva aici. Nu. Tocmai ce mi-am dat seama ceva, că nu putem să folosim acest cauldron în copac. Ba da, putem. Unde să punem? Cred că aici. Să facem ceva de genul acesta. O să... De fapt, nici nu știu dacă o să meargă. Sper să meargă. S-ar putea să luăm foc. Dacă... Oleu, dacă se întâmplă asta, e nașpa. Încercăm, încercăm. Hai, hai, încă puțin. Perfect. Încercăm să facem aici un furnal în copac. Nu e cel mai deștept lucru. Dar asta e. Și acolo jos o să vină un pic de lavă. Care sper să nu fie o problemă prea mare asta. Mă avea nevoie de un infinite water spring. Vreau să fac un infinite water spring mișto. Oricum, nu dă să luăm înapoi apa. Nu mai putem? Da, perfect. Și o vom folosi, wand-ul nostru pentru prima dată. Nu? Not enough this. Hai să mergem să mai luăm, dar ce m-a împiedicat pe mine să-mi încarc wand-ul? Nu înțeleg. Ce frumos, ce peisaj. Uite, avem și niște albine acolo. Asta e maze-ul, da, de lângă portal. Deci portalul nostru este chiar aici. Ok, avem 50 de vis și acolo ar trebui să fie... Acesta ar trebui să fie copacul nostru. Da. Oh, dar ce baza mișto o să putem să facem aici, păcat că nu prea se încarcă visul.
Nu știu dacă e cea mai bună idee. Cred că la bază o să fac. E, dar putem să păstrăm mai... A, sau dacă îl mut? Hai să-l mut acum. Și lăsăm... Mai lăsăm din lucruri aici, nu contează. Hai la bază. Că vreau să se încarce visul meu de altceva. Dacă sap aici, trebuie să fim chiar la... Chiar în copac ar trebui să săpăm. Da. Bine, nu avem lumină. Nu contează, nu contează. Nu avem lumină acum, dar vom avea... Bă, dar hai să facem niște torțe, mă, parcă-s... Zăbăuc și eu. Stau cu lemnul și cu cărbun lemn. Inventory și nu fac torțe. Ia uite ce frumos e acum. Și putem să facem... Nu, nu mai facem nimic, că n-au cum să spuneze mob pe acolo. Ok. De fapt, cred că ce o să facem, o să dăm și mai jos podeaua asta. Tot ce fac acum este de fapt temporar. Baza o să fie sus, aia mișto. Baza de Tomcraft, ca să zic așa. De fapt, până sap eu până jos n-are sens să vă plictisesc. O să luăm o mică pauză și revenim imediat. Nu știu exact ce e asta. Este chiar lângă copacelul nostru și uite o veveriță sau ce e acolo. Uite. Uleu, ce sunt astea? Niște muște. Care nu dau nimic decât experiență. Ok, are logică faptul că tragi pe săgeata în muscă. Aici e intrarea. Am mai coborât câteva nivele. Dar oricum avem aici nebunia de pe lume. Din păcate nu am fost până acasă în lumea în Overworld și am uitat să iau lavă iarăși. Deci nu o să pot să vă arăt exact ce poți să faci cu Crucible-ul în acest episod. Dar oricum o să ne mai jucăm. Acum că avem setup-ul ăsta, o să ne mai jucăm din când în când cu Tomcraft-ul. Și o să ne extindem din ce în ce mai mult și sunt sigur că o să avem timp să ne jucăm cu Crucible-ul. Acesta este un Crucible. În momentul în care încălzește apa asta, până la fierbere, poți să arunci tot felul de nebunii în el. Torțe, găleți, absolut orice. Și să-ți faci itemuri noi care există doar în Tomcraft. Dar înainte să încheie episodul, nu vreau să vă arăt doar Crucible, vreau să vă arăt și cum faceți un Tomonomicon. Care este cartea magicienilor. Avem o baghetă, dar ce sens are baghetă dacă nu o putem folosi în scopuri magice? Flup! Tomonomicon! Ce aici în Tomonomicon? Dacă dați click dreapta, aveți absolut toate nebuniile care puteți să le faceți în Tomcraft. Ce puteți descoperi, dar stați să știți că mai sunt și rețete secrete care nu apar aici. Putem să facem și cu albine. Niște nebunii. Foarte, foarte multe itemuri și foarte mișto. Sunt o grămadă de itemuri din Tomcraft care îmi plac și o să le folosim la greu. Inclusiv golemii, abia aștept să ajungem la golem. Dar toate lucrurile astea noi nu le putem face pentru că trebuie să le descoperim mai întâi. Vedeți că e cu gri închis și asta înseamnă că nu le putem face. Ce e cu gri deschis? Putem face. Cum ar fi un crucible? L-am făcut deja. O masă. Ar trebui să facem și niște mese. Fără 2-3, cred că o să fie suficiente.
Și o masă o să o transformăm în... unde să punem? O punem aici. Nu știu. Și tot cu wand-ul o transformăm într-un arcane... într-un crafting, arcane crafting bench sau ceva de genul ăsta, unde putem să facem lucruri magice punând bagheta magică pe ea. Observați că acum am lăsat bagheta din mână și o avem pe crafting table, dar deocamdată nu știm nicio rețetă, deci nu o putem folosi. Deci să ne apucăm și de research. Ca să ne apucăm de research avem nevoie de un research table care se face așa. Și cred că mai avem nevoie acum de un rând de wand. Nu. 60. Am făcut un wand ăsta degeaba. Ai. Damn. De scribing tool avem nevoie. Scribing tool. Un glass vial. Deci 3 glass și un clay. Am adus tot ce trebuie. Îmi dă chiar 8. O să avem nevoie de ele, nicio problemă. Noi vom folosi doar unul pentru... Noastră rețetă. O pană. Really? Ah, vom avea nevoie și de hârtie oricum, dar nu pot să cred că... Ah, de asta era găina aia acolo, știți, lângă portal. Revin imediat și cred că o să aduc și o găleată cu lava să vă arăt exact cum funcționează asta. Deci, luăm o scurtă pauză și revenim. Am luat lava. Chiar frumos. Chiar frumoasă e insulita noastră. Cu atelierul acolo își face el treaba liniștit. Foarte aproape căsuța noastră din copac de portal. Mi se pare copacul perfect ăsta. Sper să nu-i dăm foc. O să mai stau aici off-camera să-mi fiu eu sigur că nu ia copacul foc. N-ar trebui, suntem un pic sub pământ, suntem sub rădăcini. Dar mi-e frică de exemplu de lemnul ăsta nu știu exact care-i treaba cu el. Oricum, nu contează. Chiar și crafting table-ul ăsta n-ar putea să ia foc? Posibil. Un feather, un insect și un glass vial. Și ne dă scribing tools, care dacă le punem pe masa asta, facem un research table. Și cam asta e setup-ul în Tomcraft. Cum se folosește acest research table? În primul rând avem nevoie de hârtie, care se pune aici. După care, în toate sloturile astea, puteți pune câte un element. Sau câte un item. Și fiecare item are o valoare în Tomcraft. De exemplu, lemnul îți dă 2 copac, insectul îți dă un night sau darkness, ceva de genul ăsta și one corp. Vial-ul îți dă vacuum și crystal, crystal care vine de la glass și vedeți că are și un număr în dreapta. Clay, de exemplu, îmi dă dirt, cobblestone îmi dă alte lucruri și așa mai departe. Și fiecare item nou din Tomenamacan, adică acestea, spre exemplu, au un anumit procent de wood, de exemplu, glass și așa mai departe. Ce ar fi foarte mișto aici, și cred că asta o să și fac, este să descoperim ceea ce se... vedeți în momentul în care pun Nicolai, care are potenția și mașinima, valoare 2, în momentul în care dau pe săgeata asta, deja am o teorie aici nouă.
Nu o să mai folosească alt paper, folosește doar unul singur. Dar am adus mai multe, că o să facem mult mai multe rețete decât 9. Și tot dăm acolo. Vedeți că cantitatea tot scade. Și în sfârșit am făcut un pic mai mult progres. Avem aici ceva scrijelit pe un scroll. Nu putem să înțelegem nimic. Dar știm că avem ori mașina, ori potenția. Într-una din astea două. Putem să mai dăm acolo. Aha, potenția. 37% complet. Dacă mai apăsăm de câteva ori, încă de câteva ori, tot 37, a mai crescut puțin, până la 50%. Și aici aveți cursory. Și dacă nu știți ce înseamnă, cursory practic este să le iei ușor cu atenție, să te uiți prin el. Thorough înseamnă să pur și simplu să-l distrugi și asta o să-ți facă mai repede progresul, dar o să pierzi mai multe resurse. Avem potenția 100% complet și faptul că avem 40% din rețetă, acum ne arată că putem să descoperim Nightwar. Și ce am mai avea noi nevoie pentru Nightwar, de obicei, hai să încercăm Coal. Aha, mai punem niște Coal aici. Și da, avem nevoie de Ignis, care înseamnă Fire Heat Burn. Și ia să vedem, this glowing flame seems to be fueled by magic itself. Această flamă magică pare a fi, pare a avea energie din magie. Da, că poate fi folosită în multe, la multe lucruri, știu exact la ce vreau să o folosesc, dar nu produce prea multă energie sau căldură. Deci poate fi o sursă stabilă de lumină. O sursă stabilă de lumină, ce ar putea însemna asta? Ce am mai avea nevoie? Încă nu știm. Probabil de câteva torțe. Mă gândesc faptul că ne-a spus că avem nevoie de lumină. Da, de torțe avem nevoie. Și mergem până la capăt. Observați, în momentul în care a ajuns la 100%, se închide ce am descoperit Nightwar. Ce să facem? A luat copa cu foc? Apropo, deocamdată nu. Ok. Ce putem să facem? Cum putem să descoperim? Deci, spune același lucru. Practic, ne uităm la rețetă, dăm click dreapta și gata, am descoperit. Dacă ne uităm în Tomonomicon, vedeți că acum e gri deschis, ca și aceste rețete care le-am făcut deja. Și am inventat prima noastră rețetă din Tomcraft. Hai să o facem. Cum se face? Ne uităm în Tomonomicon, dăm click. Avem nevoie din Crucible. Aceasta este imaginea unui Crucible. De 5 bis. Asta îl luăm din atmosferă. Ne costă 4 Ignis, 6 Lux și 4 Potenția. Asta ce înseamnă? Dacă ne uităm la mașină, 4-4. Hai să facem... Câte să facem? Și cât Lux? Cât Lux? 6 parcă. Hai să facem 2 atunci. 2... 4 potenția sau 2? 4, 4 și 6. Ok, deci aici avem pentru... nu aici. Unde? Așa. Aici avem pentru 2. Stai puțin. Că avem nevoie și de cărbune în aceeași postură. Cărbunele are de amândouă. Perfect. Deci un cărbune produce 1. Ok. 4 cărbune și 12 torți ar trebui să ne dea 2 Nightwar. Vedeți că scoate bulele alea. Deci dacă le aruncăm. Aruncăm și cărbunele. S-a mai auzit ceva. Și... Alakazam! Nightwar! Avem 2 Nightwar. Super tare! Hai să facem ceva interesant cu acest Nightwar. Și dacă vă place, să-mi spuneți, că o să mai fac. Să vedem ce putem să facem mai interesant. Da. Avem lumină, dar ia uitați ce lumină avem. Și am făcut primul nostru lucru din Tomcraft. Iupi!
Avem și o scară naturală, prin care ne putem coborâ, nicio problemă. Și mai avem nevoie de un Infinite Spring aici. Hai să-l facem, înainte să terminăm episodul, hai să facem un Infinite Spring. Dar e oricum temporar, o să trebuiască să lărgim camera asta, asta e clar. Dar așa, pentru început. Unde să facem noi Infinite Spring? Poate chiar aici afară. Facem ceva de genul... De genul ăsta. Și aici. Fiecare dată când vreau să iau un bol cu apă, vin aici. Îmi umplu crucible-ul. Mai vin, mai iau apă dacă mai vreau. Îmi umplu crucible-ul, nu mai avem nevoie acum. Și suntem gata să facem magii. Perfect! Sper că v-a plăcut episodul. Am zis să încercăm ceva nou, dacă tot am ajuns așa la 50 de subscriberi. Avem acum și Arcul de Triumf, cu care omorâm pe toată lumea. Trebuie să ne facem neapărat o sabie. Și pentru asta să mai adunăm puțin experiență. Asta probabil va însemna să mai fac eu puțin saving of camera. Și o să ne întoarcem, o să facem și o sabie. Și un incent așa mai mare, pentru că nu mai avem săbii. Și în episoadele următoare, dacă tot am intrat în viz episodul trecut, aș vrea să ne mai jucăm puțin cu albinele, dar pentru a ne putea juca cu albinele, trebuie să intrăm încă într-un mod. Sau cel puțin să facem cumva să facem rost de energie Buildcraft sau Minecraft Jewels. Putem face asta și cu Industrial Craft, dar cred că ar avea sens să mai începem și cu alte moduri, ca să avem mai multe proiecte în paralel. Odată ce ne apucăm de mașina timpului și o să facem toate lumile alea, o să putem muta o grămadă din lucruri pentru că o să le avem deja făcute. Și poate tot pentru episodul următor o să folosim acei Minecraft Jewels pentru un quarry, dacă avem suficient diamant. Și dacă nu, o să încerc eu să le iau off-camera. Deci, până data viitoare, numai bine! Ne revedem în episodul următor.